De ce sunt despicate boabele de fasole? O gospodină se trezi de dimineață și se gândi să facă de mâncare. Prima dată aprinse focul și apoi își aduse ingredientele pentru supă. Azi am să fac o supă de fasole, spuse ea veselă. Aduse castronul cu boabele de fasole să le spele și apoi să le pună în oală. Dar în timp ce le punea în oală, o boabă sări pe jos. Din foc sări o bucățică de jar și mai căzu și o bucățică de pai folosit la prinderea focului. Acestea trei priviră spre gospodină, speriate, dar văzând că nu sunt băgate în seamă de aceasta, fiecare având motivele lui, au hotărât să fugă pentru ca gospodina să nu le mai pună înapoi în supă sau pe foc. În timp ce fugeau, au ajuns la un pârâu. Cum trecem pe malul celălalt? Întrebă bobul de fasole. Ar trebui să găsim o soluție, răspunse jarul. Cel care găsi soluția fu paiul. Eu voi face un pod peste apă, spuse el mărinimos, iar voi, dragi prieteni, veți trece pe rând pe malul celălalt. Zis și făcut, primul trecu bobul de fasole, dar când jarul ajunse la mijlocul podului și văzu apa cea mare, se sperie și nu mai putu să facă niciun pas. Focul lui a aprins firul de pai, care a și ars, iar jarul, căzând în apă, se stinse. Bobului de fasole i se păru foarte amuzantă toată tărășenia și râse așa de tare încât crăpă. Dar spre norocul lui trecu pe acolo un croitor care îl cusu la loc. Începând din acea zi, toate boabele au o despicătură pe una din părți, locul cusăturii.